Faleza din Eforie Sud mai are puțin și o ia la vale. Această situație ține de aproximativ 10 ani. În anul 2015 a fost realizată ultima lucrare de amploare de reabilitare, dar din păcate aceasta a rezistat doar 2 ani. Pe alocuri, placajul de beton este de-a dreptul suspendat, nemai având o bază de susținere. Structura masivă se poate prăbuși oricând. O bandă de avertizare atenționează pe trecători de pericolul din zonă. Vedeți banda roșie, albă? Da, e interzis. Știți de ce? Nu se circulă. Dar știți de ce? Nu e practicabilă și nu e refăcut. E faleza surpată. Și stă așa de ani de zile. Cred că da. Cred că da. Nu se ia nicio măsură și e foarte, foarte grav. E stațiune turistică. Stațiune turistică, da. Am fost până în capătul litoralului, aici e Eforie și am mai venit sincer să fiu de 15 ani. E jalnic. În special cu soția mea are probleme și nu poate să coboare pe scări să meargă la plajă. Nu sunt practicabile și nu e nicio măsură un copil mic sau să zic alte. Nu, nu, nu. E ceva strigător la cer. Păcat, dar cine se ocupe de așa ceva? Nu știu. În primul rând, restul de menajeri. Nu se ia nicio măsură, stau 2 săptămâni aici. La capul acela, nu mai zic câinii care vin și fac curățenie, în loc de administratorul plăjii, nu știu ce face. Nu știu. Apele române ar trebui. Sau apele române, nu știu care e atribuțiile fiecare, dar gospodărește-te la tine. Sunt ceva ani de când e așa. Da, sunt 5-6 ani. 5-6 ani sau Da. mai bine? Mai bine, 5-6 ani, 7 ani, cred. A mișcat cineva vreun deget? Păi? N-a mișcat nimeni nimic, n-a făcut nimic, nimic. N-a făcut nimic. E închisă de ani de zile. Nu se poate trece. Nu, mai așa, pe jos, pe pietonul. Atât. Trageți vreo speranță că s-ar schimba ceva? Nu se face nimic. Nu se face nimic. Nu se mișcă nimic. Nu e tocmai un aspect plăcut. Aveți dreptate, însă chiar așa din prima nu știu dacă se poate. Zonele afectate atât din Eforie Nord cât și din Eforie Sud au fost închise circulației. În anul 2014 a fost făcută o expertiză. Din păcate, situația este destul de gravă și nimeni nu poate face deocamdată nimic. În ambele situații suntem într-un proces cu abatele. Ei revendică suprafața respectivă ca fiind domeniul public al statului. Noi nu putem interveni din cauza acestor procese. Aici trebuie să ia decizii la nivel de guvern, nu de OAT. Deci acolo noi avem expertize tehnice în ambele situații. Deci acolo numai apele române pot interveni. Cel puțin acum. Deci e o situație puțin ciudată. Noi nu putem interveni că avem un proces cu ABADL care revendică zona respectivă. ABADL-ul nu intervine pentru că spun acum că ele sunt intabulate parțial pe oraș Eforie, cel puțin la Eforie Nord, și uite așa mergem. Și dacă sunt intabulate la Eforie Nord, puteți face ceva? Nu știu. Repet, suntem în instanță cu abadele și este o situație ciudată. Ați făcut o expertiză tehnică? Da, este făcută o expertiză tehnică din 2014. Ce spune expertiza asta? Că e nevoie de reabilitare urgentă? Se mai poate aștepta? Nu știu. Se mai poate aștepta, dar nu foarte mult. Nu e o problemă pentru turiști? O mare problemă. Nici măcar nu putem să facem curățenie, să spun așa, oficial. În oficial se va face curățenie, da. La 2 pași de mare, turiștii din Eforie Sud vor avea parte și în această vară de o imagine dezolantă.